Stejarii pregătesc la intensitate maximă meciul cu Los Condores de sâmbătă 5 noiembrie. Naționala de rugby a României va juca trei partii de test luna aceasta la București, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triunf, unde îi vor întâlni pe Chile, Uruguay și Samoa. Staful echipei naționale a convocat pentru prima partidă, cea cu Chile, un lot de 33 de jucători, 18 înaintași și 15 jucători de trei sferturi.